Rămâneți până la finalul clipului pentru a vedea acest spectacol. Și după cum vedeți în jurul meu, foarte multe mese din plastic cu umbrelă, pentru că ei vin la plajă ca la o terasă. Au creat un pod ce se întinde pe o distanță de câteva sute de metri pe niște stânci, practic. 80% dintre oameni poartă masca chiar și pe plajă. E foarte ciudat să rămâi cu o sân de baie pe plaja asta. Lucru care ne-a șocat atunci când am ajuns aici, pe plajă. Priviți acești tineri, spre exemplu, au venit la plajă, s-au distrat, au făcut o baie, iar acum la plecare s-au trezit uzilearcă. Am dat și peste un grup de fete care dansează K-pop. Doamna din spatele meu a văzut că mi este frig și stăteam ca un câine la injecție zgribulită și mi-a adus o pătrică. Frumoasă. Oamenii fac foarte mult sport și aici. Sta așa de vreo 5 minute, m-am plictisit eu. Nu am avut nici cea mai mică intenție de a filma un clip astăzi. Fiind duminică, am zis să venim și noi la plajă. Doar că în momentul în care am văzut ce este aici, am zis că trebuie să vă arătăm și vouă. Dar chestia care m-a făcut să pornesc camera și să vă arăt și vouă cum se prezintă lucrurile aici este faptul că acești oameni fac plajă îmbrăcați. Intră în apă îmbrăcați și dacă la musulmani o înțeleg, acolo religia are un cuvânt de spus, aici nu are nicio legătură. Sau dacă greșesc, să mă contraziceți în comentarii. Știu că pentru ei este ceva normal, dar pentru mine, venind din afară, pare ciudat atunci când vin pe o plajă și văd o mare de oameni îmbrăcați, bucurându-se de apă sau de activitățile pe care le poți face pe o plajă. Din punctul meu de vedere, este destul de ciudat. Ia priviți ce e în spatele meu. ...99% dintre ei sunt îmbrăcați, iar dacă vedeți o persoană, două, în costum de baie, să știți că sunt turiști. Vântul bate foarte tare, sper să mă auziți. Marea este destul de agitată. Foarte puțin se încumedă să intre în apă. Foarte mulți surferi din câte văd. Marea fiind foarte agitată, este momentul perfect pentru a practica acest sport. Plaja este extraordinar de curată, foarte lată, aș putea spune. Ia priviți! Nu faci plajă? E foarte ciudat să rămâi în costum de baie pe plaja asta. Absolut nimeni nu e în costum de baie, toată lumea e îmbrăcată. E foarte ciudat. Nu am mai văzut până acum genul ăsta de plajă cu oameni îmbrăcați. Voi ați mai văzut? Că eu una nu. Da, e foarte ciudat. E practic lucru care ne-a șocat atunci când am ajuns aici pe plajă. Știam că ei fug oarecum de soare, dar chiar și la plajă. Dacă tot filmăm clip, să vă spun și unde ne aflăm. Suntem în Busan, pe plaja Daepo. Foarte simplu de ajuns aici, cu metroul, linia 1, capăt de linie Daepo Beach. Priviți acești tineri, spre exemplu, au venit la plajă, s-au distrat, au făcut o baie, iar acum la plecare s-au trezit uzilearcă, fără haine de schimb. Poate sunt eu ciudat, dar nu mi se pare normal. Nu am văzut dușuri pe care poți să le folosești. Da, mi se pare destul de ciudat. Poate greșesc eu, să mă contraziceți voi. Așa arată toaletele. Foarte bine îngrijite,
curățenie, miroase foarte frumos în interior. Și aici cred că au nisipul de rezervă pentru plajă, bucuria copiilor. Aici s-a format o piscină naturală, locul preferat de copii. Și după cum vă puteți imagina, apa este mult mai caldă. Și după cum vedeți în jurul meu, foarte multe mese din plastic cu umbrelă, pentru că ei vin la plajă ca la o terasă, din câte am văzut până acum. Foarte mulți vin să bea o bere, să mănânce, ca la un picnic, aș putea spune, dar picnicul este puțin mai spre capătul plajei, unde începe o pădure, un fel de parc. O să filmez și o să vedeți și acolo cât de frumos este. Au oamenii ăștia niște animale, zici că sunt de pluș. Vine efectiv să-i mănânci, sunt așa de drăgălași. Și majoritatea sunt în miniatură. Nu mai pot. Da, și îi poartă peste tot. Peste tot. Pe stradă vezi femei cu căruciorul pentru copii. Ai crede că este un bebeluș acolo. Dar de unde? Un cățel. Surpriză. Unii îi poartă chiar și în rucsac, în geantă. Peste tot. Și în magazin, la supermarket, oriunde. Nu e ca la noi chestia aia că, mamă, n-ai voie cu animăluțul în magazin sau în interior. Din contră, nu au nicio treabă. Da, în geantă și în rucsac, până să ajungem aici în Asia, am mai văzut. Dar în cărucior, este pentru prima dată. Dacă tot veni vorba de picnic, priviți cât de frumos se relaxează lumea aici. Este parcul aflat imediat în apropierea plajei. Și de ce să vă mint, dacă aș avea o pătură, aș dormi și eu 2 ore sub acești copaci, pentru că este umbră, răcoare, aer condiționat natural. Dar nu avem pătură, așa că ne plimbăm în continuare pe aici. Oamenii au și corturi, au venit pregătiți. Este duminica astăzi, în caz că vă întrebați. Și cred că este și motivul pentru care plaja este ceva mai aglomerată. Iar un cățel frumos. Da, lumina este cam proastă, dar foarte simpatic. Îmi place foarte mult această zonă de lângă plajă. Foarte mulți copaci, aer curat, tare. Un lucru care iese în evidență atunci când ajungi aici este curățenia. Nu ai cum să ratezi așa ceva, îți sare în ochi. Am fost pe foarte multe plaje, dar nicăieri o asemenea curățenie. Nicăieri. Văd acolo în depărtare ca un fel de ponton. Zic să mergem și noi pentru a arunca o privire. Chiar îmi pare rău că o să plecăm din țara asta și nu o să mai avem parte de asemenea curățenii. Nici măcar în Europa, din păcate. Da. De asta sunt convinsă. Asta e. Se apropie momentul, o să trebuiască să plecăm, din păcate. Cred că zilele acestea, mâine, s-ar putea să cumpărăm biletele de avion. Încă nu ne-am hotărât cu privire la următoarea destinație. Dar oscilăm între 2 țări. Destul de interesante, zic eu. Zici că suntem la munte, nu-i așa? Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Nu știu cum pot oamenii ăștia să întrețină curățenia și să fie curat efectiv peste tot. Oriunde te-i duce e curățenie, dar curățenie din aia lună. Prima dată când am ajuns în Seul am zis, ok, e capitala, bine, e sigur, e curat doar aici. N-are cum să fie curat peste tot. No! Deci curățenia asta eu cred că nu am văzut-o nicăieri. Și nu cred că o să o mai vedem prea curând, din păcate. Nici măcar în Europa. Așa că jos pălăria. Au și autoritățile un cuvânt de spus atunci când vine vorba de curățenie, dar
din punctul meu de vedere, 90% se datorează oamenilor. Părerea mea. Un lucru pe care chiar nu pot să-l înțeleg aici, dacă până la urmă faza cu îmbrăcatul la plajă pot să o înțeleg, nu reușesc să înțeleg faptul că ei încă poartă masca pe plajă. Și aici mă refer la acele persoane care stau singure, separate de mulțime. În mulțime înțeleg, dar tu fiind singur pe plajă, nimeni în jurul tău, stai cu masca pe față. Asta nu pot să înțeleg. Aici autoritățile au reușit să creeze o adevărată atracție turistică din nimic. După cum se observă și în imagine, au creat un pod ce se întinde pe o distanță de câteva sute de metri pe niște stânci, practic. Doar pentru ca oamenii să poată face o plimbare pe acesta, absolut gratuit, pentru că nu este nevoie să plătești intrare, iar priveliștea de aici este extraordinară. Plaja se vede superb, orașul, o parte din oraș, și vedem foarte mulți oameni care vin aici doar pentru a-și face poze. Da, foarte utile aceste lucruri. Cred că ar trebui să fie pe orice plajă. Se scutur imediat de nisip. Oamenii fac foarte mult sport și aici. Stă așa de vreo 5 minute, m-am plictisit eu. Bravo lor! Am dat și peste un grup de fete care dansează K-pop. Iar, un adevărat fenomen. Da, un adevărat fenomen. Iar în spatele nostru văd că se amplasează aceste scaune. Am dat peste acest lucru din întâmplare, pentru că este chiar lângă gura de metrou și am văzut că oamenii amplasau aceste scaune. Ne-am informat puțin și am decis să rămânem pentru că, zic eu, merită să vedeți și voi acest lucru. Din câte am înțeles, aici are loc un spectacol, un joc de lumini, apă, muzică, vor fi de toate, așa că o să rămânem și noi. Văd că lumea deja a început să se strângă. O să trebuiască să mai așteptăm cam o oră. Au așezat scaune de jur împrejur. O să vedeți în scurt timp. Iar la câte se demare, sunt sigur că o să fie ceva spectaculos. Din câte am înțeles, ei sunt fascinați de asemenea lucruri și se adună cu o oră, o oră și ceva înainte, pentru a prinde un loc cât mai în față. Noi nu mai avem nimic de făcut, așa că o să așteptăm. Doamna din spatele meu a văzut că mi-este frig și stăteam ca un câine la injecție zgripulită și mi-a adus o pătrică. Foasă! Da, sunt foarte de treabă oamenii aici. Foarte, foarte de treabă. Haideți că am primit și băuturi gratis. Li s-au făcut milă de noi. We'll be right back.
Cam asta a fost pentru astăzi. Noi am coborât de la metrou, ne îndreptăm spre hotel. Sper că v-a plăcut ce a ieșit. Nu aveam un plan să filmăm, v-am spus și la început, dar am văzut lucruri interesante pe care am zis să le împărtășim cu voi. Nu uitați să distribuiți clipul, să ne dați un like și să ne lăsați părerile voastre în comentarii ca de obicei. Numai bine și ne vedem în următorul clip. Oameni de treabă!